Ferrari s-a listat pe bursa americană în urmă cu 3 ani la 52 de dolari pe acțiune. În momentul de față este cotată undeva la 135 de dolari. Săptămâna trecută, Ferrari a avut un gen de zi a porților deschise pentru investitori, comunicând un update în privința obiectivelor strategice pe care le urmărește pentru următorii 5 ani. Mihai, ce noutăți am aflat cu această ocazie și mai ales cum ți se pare Ferrari după schimbarea bruscă a managementului din această vară? Păi, Adi, hai să derulăm un pic în urmă cu câteva săptămâni, când managementul a fost schimbat brusc la Ferrari, în urma dispariției tragice a lui Marchione. A venit Luis Camilleri, CEO la Ferrari, și una dintre primele declarații ale lui Camilleri a fost că obiectivele stabilite pentru 2022 îi se păreau aspiraționale. Da? Despre ce obiective era vorba? Era, în primul rând, vorba despre dublarea profitului net până la 2 miliarde de euro, cifră care urma să fie atinsă în 2022. Și dintr-o dată investitorii au avut o reacție destul de negativă în privința acestei declarații, pentru că la Ferrari implicit totul este aspirațional, însă această companie în ultimii 2-3 ani a făcut niște eforturi foarte, foarte mari pentru a-și atinge aceste obiective aspiraționale și chiar pentru a le depăși. Și știi că noi urmărim Ferrari nu neapărat de la listarea din octombrie 2015, dar o urmărim de primăvara anului trecut, când era listată în jur de 70 de dolari pe acțiune la New York Stock Exchange. Și am documentat pas cu pas încercările lui Marchione de a pune Ferrari într-un top al performanței la bursă a producătorilor auto tradiționali. Și Marchione a reușit. Și știi că mai vorbeam într-un podcast recent, hai să punem totul în context. Cum a reușit Marchione? Noi suntem într-o epocă de tranziție dinspre motorul cu combustie internă către forme de propulsie neconvenționale, în general electrice. Valul de fascinație, de admirație pentru asemenea forme neconvenționale de propulsie este imens. Și vedem că Tesla este o companie care s-a dus către o capitalizare de piață undeva la 50 și ceva de miliarde de dolari, fiind unul dintre cei mai valoroși producători auto, chiar și în condițiile în care n-a avut decât un trimestru pozitiv pe rezultate financiare și acela cu un profit nesemnificativ, cu probleme de refinanțare, cu gafe mediatice din partea lui Elon Musk. Și totuși investitorii au cumpărat în ultimii ani acțiuni la Tesla și Tesla a avut o performanță la bursă extraordinară. Ceilalți producători, cei tradiționali, s-au chinuit. Daimler a pierdut cam o treime din valoare în ultimii 2-3 ani. BMW și Daimler a avut o performanță mediocră la bursă în ciuda faptului că tocmai a înregistrat al 7-lea an consecutiv de profituri record. Nici BMW n-a stat mai bine. Volkswagen a fost prins în acel scandal al emisiilor. Și a mai revenit Volkswagen, dar în orice caz și Volkswagen a pierdut un an și jumătate, 2 ani la bursă, mergând constant în jos. Producătorii americani au stat cumva în echilibru. Iată că Ferrari a reușit o performanță de, nu știu, o apreciere de 160-170% din momentul listării de acum 3 ani. Și nu ne-am fi așteptat, pentru că Ferrari pentru mulți este un exponent al unei epoci trecute. Dar și ziceam recent că Ferrari a muncit pentru această performanță la bursă. Mereu și-a pus niște obiective aspiraționale pe care le-a depășit și a propus 8.000 de unități, 8.000 de autovehicule să vândă într-un an, a vândut 8.200, 8.300, s-a dus cu marjele, marja de profit anul trecut a fost la un 30-31%, a egalat Apple. Întotdeauna a vrut mai mult, mai mult, și Marchione a fost genul de CEO care a reușit să întrețină emoția, dar și munca la Ferrari. Și acum,
A existat această declarație a lui Camilleri undeva la începutul lunii august că obiectivele sunt totuși dificil de atins, că sunt aspiraționale, dar de asemenea în ultimele săptămâni a existat un gen de retractare foarte subtilă și ne întoarcem săptămâna trecută la acest gen de zi a porților deschise la Ferrari pentru investitori, când Camilleri a anunțat în primul rând o marjă de profit targetată pentru următorii 5 ani extraordinară, o marjă de profit de 38%. Este deja sensibil peste cea pe care o atinge Apple în momentul de față. Ce am mai auzit? A anunțat 15 modele noi pentru următorii 5 ani și, mai important, peste jumătate dintre acestea vor avea propulsie hibridă. Au anunțat că vor lansa un SUV. Nu se grăbesc, este anunțat pentru finalul acestei perioade de raportare, undeva prin 2022. Chiar dacă este un segment extrem de lucrativ pe piața auto la nivel global în momentul de față și deja avem alte mărci exclusiviste care anunță SUV-uri, avem Lamborghini Urus, avem Rolls-Royce Cullinan, avem Bentley Bentayga, Maserati, Jaguar vin și ele cu asemenea produse. Ferrari are deja și vrea să întrețină un return on equity de peste 80%. Acest return on equity la Ferrari este de 3 ori mai mare decât cel înregistrat la majoritatea companiilor care produc bunuri de lux, nu doar autovehicule exclusiviste. Dar, vezi, există această vedere spre viitor la Ferrari, destul de prudentă și prudența, după mine, e justificată acolo. Însă, pentru puriști, pentru nostalgici, un motor cu combustie internă V12, Ferrari, cu aceeași ocazie, a lansat un model nou Monza, într-o serie de autovehicule cu caracteristici retro, dar cu ultimele tehnologii la bord. Am văzut amândoi Monza și arată extraordinar de bine. ei fac și un model cu un singur loc, deci se întorc practic la... Simulează oarecum Formula 1 sau mașine. Exact. E cea mai apropiată experiență de cea a unui șofer, a unui pilot de Formula 1, cu 810 cai putere, doar vreo 500 de autovehicule Monza, care nici măcar nu au fost produse. Prețul se pare că este undeva la un pic peste 1 milion de euro pentru fiecare autovehicul și toate cele aproape 500 de autovehicule Monza care, repet, nu au fost încă produse, au fost deja vândute în ciuda prețului anunțat. Ok, există și o explicație macro pentru faptul că Ferrari a avut această cursă extraordinară la bursă în ultimii ani și stă în faptul că economiile merg bine. Anul trecut, și noi comentăm asta pentru webinarii Global Macro, și anul trecut am avut prima sincronizare perfectă a creșterii economice peste tot în lume, prima după ultimii ani. Dar chiar dacă această sincronizare a fost ușor deturnată în 2018 față de 2017, să nu uităm că numărul oamenilor cu active importante, numărul miliardarilor, a crescut exponențial în ultimii ani și dacă Dow Jones nouă ni se pare, indicele Dow Jones din Statele Unite ni se pare avea un grafic relativ plicticos, deși nici pe departe așa. Dacă reprezentăm pe un grafic numărul miliardarilor nou creați în ultimii ani, mai ales în Asia, acest grafic ia cu mult, indicele Dow Jones ia cu mult rata de creștere economică în Statele Unite sau peste tot în lume. Și uite, avem această statistică pe ecran. 2 miliardari noi sunt creați în fiecare săptămână în China. Ce mașini crezi că cumpără? Care putea scunde? Acești 2 noi miliardari care deja au fost creați probabil ora asta în această săptămână în China. Da. Mihai, am menționat faptul că peste jumătate din modele vor fi hibride. Totuși, va oferi Ferrari un model cu propulsie 100% electrică? Sunt convins că îl va oferi. Ei nu au alternativă.
dar sunt extrem de prudenți. Cred că la începutul anului Marchione suna ceva mai optimist în această privință. Camilleri mi se pare că sună un pic mai prudent în această privință. Există teste, nu ne dăm încă seama dacă aceste teste sunt cu modele cu propulsie hibridă sau total electrice, pentru că evident Ferrari nu o să ne spună, nu o să ne spună prea curând acest lucru. Repet, Marchione a sugerat în urmă cu vreun an că da, se va ajunge și la acest capitol integral electric. Dar Ferrari nu este deocamdată în acest punct. Există foarte multe concepte electrice. Există foarte multe modele electrice pe care le vedem deja pe stradă. Ferrari ține foarte mult la exclusivitate. De aici, faptul că ei nu se grăbesc. Și gândește-te, Adi, că exclusivitatea asta contează foarte mult la Ferrari. Ferrari, în toată istoria sa, a produs în jur de 200.000 de autovehicule. În toată istoria, 200.000 de autovehicule. Porsche produce 200.000 de autovehicule într-un singur an. Da. Asta înseamnă exclusivitatea la Ferrari. Crezi că noile, să zicem, țeluri sau afirmațiile pe care le-ai menționat și tu ale noului CEO vin ideea în care totuși Marchione a făcut un lucru foarte bun în ultimii ani la Ferrari și consideră că i-ar fi greu să replice sau... Marchione, Ferrari datorează o imensă parte din succesul lui Marchione, dar de asemenea grupul Fiat Chrysler, care a listat Ferrari în 2015, datorează foarte mult lui Marchione. Avem tot acest conglomerat, noi am vorbit recent despre Juventus, care de asemenea are niște legături puternice cu familia Agnelli, cu grupul Fiat Chrysler. E un semn al faptului că italienii au reușit să găsească rețeta aproape perfectă a succesului în management, okay. Pentru că și Fiat Chrysler pe bursa a mers excelent și Ferrari. Okay. Și nu este, încă o dată, nu e vorba doar de un miraj. Dacă ne uităm pe rezultate financiare la Ferrari, dacă ne uităm pe vânzări, Ferrari a muncit și Ferrari a reușit. Mm-hmm. Fiat Chrysler în epoca Sergio Marchione, de asemenea, dacă ne gândim la acum 10 ani, 2007-2008, Ferrari Chrysler era într-o situație mult mai proastă decât Fiat Chrysler în momentul ăsta. Și vezi că anul trecut italienii au reușit să aibă aceste performanțe în management, nu doar pe partea de sector auto, dar este remarcabil că în partea industrială, la bursă, firmele din Italia au stat foarte, foarte bine. Ferrari este un asemenea exemplu mult mai bine decât au stat firmele nemțești. Mm-hmm. Germania este exponentul industriei în Europa, este și totuși dacă ne uităm la Ferrari versus Daimler sau BMW sau Volkswagen, am spune că italienii. La fel s-a întâmplat în sectorul bancar, am avut niște alunecări destul de importante pentru Deutsche Bank, pentru Commerzbank. UniCredit în schimb a stat foarte bine, Mustie, CEO-ul UniCredit a fost numit bancherul anului anul trecut de către Euromoney. Italia a reușit să revină excelent anul trecut în partea de management și nu doar în sectorul industrial. Mi-ai o ultimă întrebare. Ce anume se mai anunță important, eu știu, pentru toamna aceasta în sectorul auto, privind companiile listate pe bursă, evident? Avem o toamnă foarte aglomerată pe partea auto. Okay. Bine, nu doar pe partea auto, cred că sectorul tehnologic. Dar... Uite, am avut recent listarea NIO, despre care de asemenea am vorbit noi doi. Am avut listarea NIO, care e un concurent chinez pentru Tesla. NIO s-a listat la New York Stock Exchange. A fost prima companie auto din China care s-a listat la New York. A fost al patrulea cel mai mare IPO din Statele Unite în acest an. Cu succes, pentru că acțiunile NIO aproape că s-au dublat din momentul în care a existat listarea. Ok, în ultimele zile vedem o oarecare retragere, însă NIO este o acțiune foarte interesantă, pentru că piața auto din China deja e o realitate, nu mai e o promisiune. Este cea mai importantă piață auto pentru autovehicule electrice. După unele estimări, China ar putea avea până la 4 milioane de autovehicule electrice în 2023,
iar NIO ar putea capta cam 13% din piața totală și aproape jumătate din segmentul mid și premium pe partea, pe partea electrică. Și extrem de atractivă Tesla la mai multe categorii de investitori, nu doar cei tradiționali. De asemenea, luna viitoare, în octombrie, chiar la începutul lui octombrie, vom avea listarea Aston Martin, care încearcă să replice succesul Ferrari pe bursa din Londra. Ei au schimbat deja un pic managementul așa încât să devină o companie tot mai potrivită pentru o listare pe bursă. Au publicat deja prospectul. Aston Martin urmărește o valoare de piață între 4 miliarde și un pic peste 5 miliarde de lire sterline. Știm deja că acțiunile vor costa undeva în jur de 20 de lire sterline Aston Martin. Și cred că vom avea prima zi de tranzacționare Aston Martin la Londra pe 3 octombrie sau în săptămâna cu 3 octombrie. Și puteam să mai avem o listare în această toamnă, din păcate ea a fost amânată. Pretextul oficial este legat de fricțiuni comerciale la nivel global. Este vorba despre listarea Volvo pe bursa din Stockholm. Mă rog, a fost amânată, dar s-ar putea ca peste câteva luni acest proiect să fie din nou pe radar în sectorul auto. Bun, mulțumesc mult, Mihai, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru vizionare. În continuare, vă invităm să ne urmăriți pe canalele de social media, pe YouTube veți vedea toate aceste podcast-uri pe care le facem și, de asemenea, pe Instagram, unde puteți găsi diverse postări și articolele pe care le mai urmărim noi. Bun, mulțumesc mult, Mihai, vă mulțumesc și dumneavoastră. Mulțumesc și eu, Adi, vă mulțumesc și dumneavoastră.